Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Ia uitați pe cine avem aici, pe Mihaela, pe David, pe Alin. Am venit în vizită, Cătă, să vedem ce mai faci, cum ești, frate. Cum să fiu, Aline? Ca după sărbători au trecut, a trecut Revelionul, Crăciunul, așteptăm Paștele acum. Da, pe bune. Cum te-ai distrat la acolo, pe Bosfor? Foarte frumos, frate, a fost. Minunat, n-am cuvinte să spun, pe bune. Am înțeles. Foarte David? Ce spun asta? Eu. Ai fost și tu pe Bosfor? Am fost. Da. Eu. Și ce ai făcut acolo? Ce duroc. Te-ai plictisit? Eu nu mă uit la serial, pentru ce știu, în primul rând. De ce? Păi nu înțeleg nimic. De ce? Păi tu nu ești turc. Tu ești Suleiman. Eu am văzut că erai turc acolo. În pozele alea eram pe acolo, gen, mi-a dat haine de acolo, gen, de la locație. Am înțeles. Nu erau ale mele. Am înțeles. Dacă te-am venit în misiune, ne-a trimis Olga să vedem ce faci. Am înțeles. Și am zis să vedem ce faci. După acesta, Cătă. Tu ce mi-ai făcut, mă, Cătă? Băi, n-am mai făcut nimic important. Unde e Tomi? Tomi e plecat cu treabă. Unde? Prin oraș. Serios? Nu e acasă? Da. Nu e acasă. A avut niște discuții cu Olga. Da? Olga 1. Da, a avut niște discuții. S-au mai certat, s-au mai... Serios? Da. Și cum a rămas? Păi, cum să rămână? Acum e la maică-sa, dar am înțeles că o să vină înapoi. Vine? Da, vine înapoi. Lasă-vă că vine înapoi. Noi nașul, măicătă, ne-am venit doar să vedem ce faci, că nu știam ce se întâmplă cu tine, pe unde ești, și ne-ai mai dat niciun semn și am zis să venim la tine. Bă, vă spun sincer, am avut probleme cu spatele, păi? De la, dinainte de Crăciun cu o zi, am făcut niște exerciții din astea fizice și... Mi s-a deplasat un inel la coloană. Dar de acum sunt mai bine, da. Că trebuie să operezi. Nu, că am făcut exerciții, alte exerciții care fac bine la coloană și acum sunt bine. Deci unele exerciții te-au rupt, da. Și alte te-au reparat. Adică știi ce exerciții am făcut? L-am pus pe Darius în spatele meu ca să fac flotări. Acum lasă că tot e bine, că se termină cu bine. Să fac flotări. Cu Darius în spate, bă, și n-am putut. Și din cauza efortului s-a... Bă, Cătă, bă, asta trebuie ție. Da. Flotări, mă, Cătă, mă. Îți dai seama? Salutare, prieteni. Nu am niciun. O, salutare, prieteni. Unde vrei să ajungi tu așa? Nu știu. Cum, Cătă, cum? Da. Mă, cum se face așa ceva? Ha? Da. Și am ca unde? Ce ne-ai adus nou din Bosfor? Nu e acasă. Nu e acasă. A plecat? Nu știu unde e. Am auzit că a plecat. Bă, pe bune? Da. Păi nu știu, de două, trei ori nu știu unde. Ce tare, acum au zis eu. Nu pe bune! Băi, ești neon! Nu cred! Pe unde e? Te-a școlat de copilul. Serios? Da. Nu știu unde. Așa m-au zis tot orașul. Pe bune? Da. Ia-i la ce se spune asta. Nu pune bune. Păi nu știu, noi de-aia vin de fapt. Asta era misiunea, să vedem dacă e acasă sau nu. Că noi ne-am crezut, am vrut să vedem cu ochii noștri. Bă, mă miră eu, de ce vine războia la mine? E în casă, mă. Nu e. A plecat cu mașina. Când? Păi, a plecat de vreo oră. A, atunci era noi. A, atunci e totul regulă. Mă speriară-ți. Noi de dimineață mă afla veștile. Am înțeles. Da. Mă, și nici Tomi nu e acasă, nu-i nimeni. Nimeni. Păi ce? Fiecare cu treaba lui. Eu cu treaba mea, ei cu treaba lor. Nu? Tocmai acum când v-am vizitat, nu i-am găsit acasă. Da. Îți vine să crezi așa ceva? Unde dai și unde crabă? Veniră și voi pe la ei și nu sunt acasă. Da. Ce facem acum? Asta este. Vă pregătești ceva de haleală? Mâncare și ceva? Nu. Am mâncat tot ziua. Mâncat. Ce ați mâncat? Noi am venit doar să vedem dacă ești în regulă, dacă e tot bine. Am zis să mergem. Ce să facem în oraș? Mergem. Stați că mergem. Hmm? Ne primăm. Păi ce, nu știți orașul? Nu. Mihaela, îți place Slastrehaia? Îmi place Cătă, m-am acomodat. Ai te-ai plimbat și tu așa prin oraș, pe jos? N-am fost cu
Pe frigul ăsta. Unde? La Penny, la Gardul Roșu? Data trecută am fost la farmacie, la cofetărie, la... La Gogoș, acolo, la grill, la papi. La grill ai fost? Bă, hai că ți-e prin două. Am fost de două. Hai că te ridic cu noi. Unde să venim, Aline? Ne aduci înapoi? Da, hai. Hai. Hai să mergem cu Alin. Hai de fără. Hai să mergem. Hai de fără. Hai, Darius. Stai să închizi și o camera. Nu camera asta. Să închid în casă camera. Stați, prieteni, puțin să închidem. Aici. Reluăm vlogul, prieteni. Alin întoarce mașina și acum o să mergem în la plimbare cu Alin. Unde mergem, Aline? Unde mergem, cât? Mergem și noi pe orașul nostru, Strehaia. Mergem în orașul Strehaia. Mergem la plimbare, tot. Mihaela, acum suntem pe strada asta care duce către gară. Face legătura, face legătura cu stadionul aici pe stânga. Stadionul, stadionul multinațional unde se joacă FIFA 2023. Aici avem în dreapta strada principală către zimă. Piață. Piață, bravo, Alina. Către sala de sport acolo. Ia, te place cum e la noi la Strehaia? Îmi place. Îți place cum arată? Aici joacă biliard. Aici băieții. Avem câteva atracții de ultimă generație aici, biliard, drames, din astea tot. Tot ce vrei aici. Dar joacă pe bani sau nu? Pe bani. Dănuți e șeful aici, nu stop. Da, Dănuț. Ia uite. Ia uitați, prieteni, luminițele. David, îți place la noi la Strehaia? Ia uite, luminițele. Gelat. Că anul ăsta chiar a fost niște cu luminițele. Da, uite și tu. Nici la Craiova nu găsești așa ceva. Nu e Strehaia originală, frate. Ia uite, fac poze aici, țigăncile la luminițe. Țigăncile la luminițe, of, Doamne. Să li se lumineze mintea. Da. Unde e Manca să mergem să o recuperăm? E la maică sa, mergi la maică sa. A plecat și te-a lăsat. Mergem la Dana. Nu știu, vedem mai târziu, da zi-mi. A plecat și te-a lăsat, mă? Nu, mă, s-a dus la maică sa să facă vlog. Ca să colorezi mașina. Înțelegi? Da, vlog, ca să colorezi mașina ei. Vre vlogul e reat. Lasă încet. Să colorezi mașina. Vre vlogul e reat, că... Aline, cum merge mașinuța? Merge bine. Merge bine, nu? Da. E diesel, nu? Sau e benzină? Pe care l-ai cu 30. Crezi că e benzinară? Nu știai că Olga originală e la noi? Să colorezi. Nu cred. Ce caută la voi? Tu nu știai? Mama ta e la noi acasă. Bă, tu nu știi cine e Olga originală? Ia o mașină. A? Ia orice mașină. Bă, tu știi cine e Olga originală? Uite, aia. Șefa pe tot județul, mehedinți. Da? Da. Că nu știi cine este acesta om. Mergem la bucătarul? La poartă, la bucătarul, 2 minute. De ce? Să încarc un vlog, să formeze la el. Nu, deci prieteni, incredibil. Alin se duce la poartă la bucătarul să încarcă vlogul. Păi ce faci? Fiecare seară merge în furnetul. Păi ce faci? E furnetul. Păi dacă n-am semnal, ce să fac? Mamă, bucătare, dacă vezi vlogul ăsta, Alin îți fură netul, schimbă parola de la net. N-am semnal pe GPS, da. Păi n-am bani. Ia uitați cum ne parcă, mai ai grijă cum parcheze aici. A fost și prins de bucătar. Mamă, de două și ce ți-a zis? Ce să zică, frate, scandal mare. Trebuie să-i dai daune morale acum. Daune și totale? Da, păi îți dai seama, tu poți să-i dai peste cap toată rețeaua. Toată cu vlogurile frate. Tale. Nu tot peste cap, uite, fiate, mă conectez acum la wireless. Îi strigi router-ul. Uite-te. Uite-ți, prieten. Stai că nu mai găsesc. Mamă, ce tare. Bucătarul. Ne-am conectat. Și gata. Și merge banda, a luat-o vlogul de la zero. Mamă, prieten. Ia uite, uite cum încarcă de repede, stai să vezi. Ia. 3, 4... Vezi? 5... 5 minute. Mamă, și așa mă chinuiam o oră întregi. Am înțeles. Vedeți, prieteni, cam așa ceva face Alin. E ok, nu? Deci furi net. Da, frate. Ce faci, mă, cătă, mă? Ce să fac? Toate bune și frumoase. Da.
Nu pot să cred. Da, prieteni. Ce telefon ai cu tău? Un iPhone X. Fărâmat. E uitat și are Alin în mașină, are bunițe. E fărâmat. Cum fărâmat? Ia uite, are aici și asta. Pe aici. Da, merge. E ok. Ia uitați ce mai are pe aici, prieteni. Miha. Da. Iconițe, ceva, mă, Miha, mamă. Dai foarte multe iconițe, Aline. A cui a fost? Ceea ce înseamnă că ești un om credincios. Bravo. Ia, stai, că mai aveam apă pe aici, că te-o pungă e de jos. Aline, dar poți să ne spui și nouă de unde ai aceste iconițe? De la biserică. Și astea? De la ce biserică? Care e a ta, care are Rodari? Dar văd că ai o diversitate de iconițe. De la mai multe, frate. Eu le-am din mașina cealaltă, nu le las mereu ca și cum brățelele. Am înțeles, astea sunt foarte noroc, nu? Deși mi-e pungai de jos, da? Stai așa, să vedem. Mi-a injectat mai devreme cu injecții. Ce ai făcut? M-am injectat. Cum adică te-ai injectat? Nu vezi, am luat numai apă să beau. Am înțeles. Am băgat injecții în mine. Păi da, dar asta nu e apă, asta e un fel de... de... suc. Cum o suc? Are zahăr. Are zahăr. Are calorii. Cât are ea? 19 calorii. E problemă? Da. E problema asta, apa asta. Auzi, Mihela. Păi merge să ai problemă, adică ce spune acesta om? Nu știu ce să zic. Vă place la poartă la bucătar, Mihela? Da, foarte frumos, la poartă la bucătar, prieteni, în mașina lui Alin. Că e poarta de cea nouă. Ia uite, m-a pus... Bre, mașina e navy, bre. Da, e șmecher mașina ta. M-a pus să pun pisica mea. Îți place cum arată? Da. Doamne, crește. Ia uitați, poarta desfăcută la bucătarul. Poate să intre hoții. Îmi dai seama, ți-i fur netul să-i mai fur și lucruri de prin curte. Da, ți-i fur și eu din curte, vedeți? Hai. O rânză din înfumătoare. Vrei? Vrei, Mihela? Vrei să plec un cârnat? Nu ne prinde. Ai făcut pe 3 de ulei? Nu te prinde, a? Vrei să-l așa în liniște. Da. Vrei, Mihela? Vrei să mă să fur un cârnat? Eu mi-l iau. Nu. N-ai tu pe eu. N-ai tu pe eu. Da-i acasă. Auzi, dar ia ghicește. Ce vreau să mă fac? DJ sau cameraman? DJ, mai bine DJ. Nu, da. Bă, fă de DJ. Darius, ce crezi că vreau să mă fac? Gigi. Mă, nu, fă de DJ. Da, DJ. Cameraman, bă. Nu, mă, Gigi, mai bine, fă-te. Prieten incredibil. Omule, păi, noi ne-am gândit că ai plecat, Aline. Dar atunci ai, mă? Nu, am plecat, am venit. Ce alții mi-a dus sără și mie? Nimic nu mi-a dus sără. Nici bomboane nu mai avem. Bă, prea de tot. Vrei să dau acum la poliție? Da. Și ce fac, Aline, mâine? Și să vezi cea mai tare vlog. Ți-aduc bomboanele înapoi. Nu cred. Nu cred. Hai să vezi mâine pe un vlog cum vin și spun, uitați, prieten, cum mi-a dus nepotul meu care l-am crescut, că am avut grijă de el. Ia uite. Trei bomboane. Am zis, nașule, a venit din Turcia, mi-a dus trei bomboane vărsate. Uite, îți dă un măr. Miela. Ia. Sau ăla e al tău. Vezi, poate e otrăvit. Ultimul tip de măr adus din Turcia. Poate e otrăvit. Nu mă, că mai am. Ia cătă, că poate băgă de ăla cu ia leu și se umflă la picioare. Da. Ia mănâncă cătă, Cătăline, mărul. Da. Ce cătă, ești pe vlog? Da, sunt pe vlog. Dar stați de mult aici? Da. Mai stăm puțin, ne-au trecat, dar se procesează. Am mai venit, ne-am întors să încărcăm iară. Păi ce nu sunt venit jos? Așa ne place să furăm din mers. Furăm net. Dar știi ce vrea Mihaela? Să fură o rânză. Poate vrea vreo două pe cocoașă. Ce-ai venit tu repede, vrea să intru și eu furiș. Să atac. Bucătare, haideți-mă jos, ce faci? Prieteni, am ajuns la doamna Silvia și la domnul Bocu aici. Împreună cu Alin și cu Mihaela și cu David. Este și butonul aici. Prieteni, avem aici pe domnul Boco, unul dintre țiganii din Strehaia cu capul pe umeri. Salut, salut, prieteni! Un om foarte respectat în comunitatea noastră. Este fratele lui Anca. Avem nevoții la noi.
Dacă pe urcul, să vină și urcul. Să vină și urcul, vine și el. Să mai întâlnesc cu el, să mai întâlnesc cu el. Da, o să vină. Nu trebuie cum. Nu trebuie supărat, că a luat nevastă, are două fii, să lasă-i trăiască. Las că-i bine, s-a mărit familia. Să vină și el. Domnul Bocu, ia spuneți-mi la... Păi să vină și urtul în pace. S-a vrut să chem de Crăciun și de Revelion. Las că are timp. Dar a fost și plecat. Are timp, a avut și el treaba, ați văzut, cu lucrările, cu astea. Noi la fel. Da. Dar de asta, măcar să vină acum... Nu are timp, vine acum de Sfântul Ion, de astea. Domnul Bocu, ați văzut ce s-a întâmplat aici la noi în comunitate? N-ați văzut. S-a dat modă, vrea să... Nu știu, cred că a dat legea. Am înțeles că... Da. S-a dus vorba cu legea. Vii despre ce lege? Eu am vrut să fac și eu, la rândul meu, un live pe, da, pe baza asta, pe problema asta care a spus-o. Da. Că chiar am făcut un live pe Facebook cu unul de-al nostru, unul Zărică, care îl cunosc în viață. Da, da, da. Dar cu chestia asta, cu legea asta, cu ordonanță, cine suntem noi să dăm noi ordonanță? Chiar la toată țigănia asta noastră. Chiar la toată... Dar n-avem niciun drept. Să dăm noi o lege că... Acum bărbatul să... Toți țiganii, toți băieții să-ți ia câte două, trei români. Da. Bun. Acum... Cu asta dăm un exemplu bun să-ți ia două, trei. Două, trei nu, trei nu, dar două, două, nu două, trei, două, care dreptul la două. Care vei? Să trecem Dani Jana, că e nepotul, care vei? Am două Dani Jana, nu te faceți făcut Dani Jana. Dacă ați prieteni, ați făcut și vin, domnul Boco. Dani Jana, te sunt cu ea asta. Da. Te rog omul. Da. Pe dacă a venit la... Te rog omul. Și acum cu președinte. Cine e anume? Președinte, de președinte la Freia, de președinte la Băilești. Unde unde au apărut? Așa mai departe. Da. Dar de cine se numește? Sau Neo? Ne fac ei ceva. Păi nu știu, eu zic, părerea mea personală ar fi ca acești președinți sau judecători și da, președinți prin vot. Sunt oameni cu facultăți. Da. Facultăți mentale și cu școli. Da. Care au făcut jumătate din viață. Facultăți și școli. Care sunt numiți președinți și judecători și procurori. Dar prin vot. Și acum noi ne numim cu două clase, mai puține ca trenul. Așa e, aveți dreptate aici, a jos pălăria, n-am ce să mai zic. Nu e Aline. E bune, Cătă, iure. Nu-i domne adevărat așa. Deci, nu știu, ori vor să apară în centru atenției... Vadă de treaba lor cu președinții, ori vadă de treaba lor, cum a zis ăla de la Schela. Da. Oază de treaba lor. Am făcut și un studiu de grumă și după grumă s-au întins toate spiritele și asta a fost. Am mai și grumit oamenii, am făcut grumă. N-am făcut ceva serios. Dar asta e acum, n-am. Da, prieteni. Cam atât a fost pentru astăzi. Rămâne bine. Zici tu ceva, Aline? Ce să mai zic așa? Zici tu o încheiere de blog. Aline, pe Leon, nu-l chemăm, nu vine Leon și la noi. Nu, s-a pus în pat. S-a pus în pat. E bine că sunt neam cu el. Bine. O să ne mă vreau de calumă.
Gata, prieteni, încheiem vlogul aici. Așteptăm rânda. Dar, Iosu, și mie la cum ne-am prins. Cu 4 ani am avut.